Gips, hârtie, plastelină, aracet și acuarele sunt doar câteva dintre materialele pe care elevii de la Liceul de Artă din Deva le folosesc pentru confecționarea de mărțișoare. Asta pentru că în aceste zile cu așa ceva se ocupă toți copiii din clasele de plastică. Am preparat gipsul, am băgat în matriță, am lăsat un pic să se usuce, le-am scos, apoi am făcut niște modele și le-am pictat și le-am lipit cu aracet. Tu cum te-ai pregătit de mărțișor? Păi, simplu. Tot din gips le-am făcut, doar că le-am turnat pe masă. După ce s-au uscat, am făcut găuri în ele și le-am pictat mai mult. E greu? Nu, dacă știi cum să le faci. Și tu ce vei face cu ele? Păi eu le dau colegilor mei sau familiei, sau amândurora. Cam fiecare an organizăm workshop-uri, cum le numim noi, cu elevi de diferite vârste. Acum noi suntem în locația cu clasele 5-8. Organizăm expoziții în școală cu specificul sărbătorilor care preced anumite evenimente, de exemplu 1 martie, 8 martie, de Paști vor urma alte activități și este și un eveniment, cum să zic, mai deosebit. În sensul că copiii obișnuiți să creeze lucrări, în special pe formatul de bloc de desen, mai creează și pe alte suprafețe, cum ar fi, de exemplu, gipsul, cartoanele colorate, tot felul de culori, de diferite facturi, cu sclipici, cu bronzuri, auriuri. Și cei din clasele primare se ocupă în aceste zile cu confecționarea de mărțișoare. Profesorii de la plastică trec și pe la cei mici să le arate unele trucuri. Pe parcursul acelor 4 ani cu clasa a 4-a am lucrat și cu paste făinoase și cu materiale neconvenționale și anul acesta mergem pe plastelină deocamdată. Și le place? După cum se vede, eu zic că da. Mărțișoarele unde vor ajunge? La cei dragi. La cei dragi, la doamna învățătoare, la domnii profesori. Cu doamna Emma am învățat să facem desene elaborate de fiecare an, de mărțișor. Facem multe mărțișoare, multe lucrări de artă. Am lucrat împreună cu ceilalți colegi diferite desene, multiple, și de fiecare dată când le desenez, simt că sunt mai pricepută. Și Ce faci cu mărțișoarele? Păi aș vrea să împart familiei și unele să le las în clasă pentru afișarea pe panouri. Așadar, spre deosebire de cei care sunt nevoiți să cumpere mărțișoare pentru cei dragi, copiii de la Liceul de Arte confecționează ei singuri aceste mici cadouri de început de primăvară.